الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا Bismillahirrahmanirrahim. În numele Dumnezeu cel milostiv și îndurător, assalamu alaikum, pacea asupra voastră. Astăzi, mare sărbătoare. Sărbătoarea sacrificiului. Kurban Bayram. Minunat. Alhamdulillah. Sărbătoarea sacrificiului nu este o sărbătoare a musulmanilor. Sărbătoarea sacrificiului este o sărbătoare a întregii omeniri. Aici vorbim despre ceea ce marele profet Avram Ibrahim a îndurat. A îndurat. Deci a ales calea lui Allah, calea lui Dumnezeu, și a preferat să fie pregătit și s-a hotărât să-și sacrifice propriul fiu. Iar Allah subhanahu wa ta'ala, Dumnezeu preanaltul, în dragostea lui imensă care a avut-o pentru Avram și pentru noi toți, i-a dăruit mielul, berbecul, batal. Ce-a fost? Un animal. Dar noi astăzi nu trebuie să spunem doar sărbătoarea sacrificiului a musulmanilor. Pentru că profetul Avram, pacea să fie asupra lui, a fost pregătit de acel sacrificiu imens pentru întreaga omenire. Aici s-a exprimat vârful credinței lui Avram. Vârful credinței profetului Avram, pacea să fie asupra lui. Și trebuie să ne punem întrebarea în această zi și în fiecare zi, câți dintre noi avem o asemenea credință? Cât dintre noi putem spune că suntem de acord să sacrificăm ceva de dragul lui Allah? Sacrificăm un berbecuț, sacrificăm un mieluț, sacrificăm o oaie, sacrificăm o găină, uneori nu sacrificăm nici măcar 5 lei pentru un om sărman care nu are ce mânca. Pentru că nu avem timp. Alhamdulillah, lăudat să fie Dumnezeu. Acum aici ne-am adunat o mână de musulmani, din toate națiile. Este minunat. Ne punem întrebarea, în România, minunată țară, unde sunt 10.000 de musulmani, cât se adună la această minunată sărbătoare? Cât se adună? Cât renunță la acel business de zi cu zi, la jobul lui, la întâlnirile cu prietenii lui? E rușinos că în această zi nu se oprește timpul în loc pentru musulmani, în mod special. Pentru că noi trebuie să fim un exemplu pentru întreaga lume. Pentru că noi am primit învățătura definitivă.
pentru că noi trebuie să fim un exemplu pentru oameni și să facem o lume mai bună. Nu o să facem o lume mai bună dacă nu suntem în stare să sacrificăm 3 zile din businessul nostru ca să arătăm lumii dragostea imensă, adorarea pe care profetul Avraam, Ibrahim, pacea asupra lui, o a avut-o pentru Allah Subhanahu Ta'ala, pentru Dumnezeu prea înalt. De aici trebuie să începem noi, de la acest gând pentru omul care a fost dispus să-și sacrifice fiul. De aici trebuie să începem. Apoi vom continua cu ceva de mâncare, inshallah, cu niște dulciuri minunate. A promis fratele nostru Ismail că aduce niște dulciuri minunate făcute ca la el în Turcia. Vă urez tuturor o sărbătoare fericită, o sărbătoare minunată. Inshallah, anul viitor să fim mai mulți. Inshallah, anul viitor să înțeleagă mai mulți oameni că noi în această zi sărbătorim adorarea profetului Avraam față de unul Dumnezeu, unul Creator. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sărbători fericite, Eid Mubarak. عيد مبارك عمي فاروق اهلا وسهلا بيك انت من اهل اخويا نوستو نوستو نيبوتو نوستو اخويا